Средней фамилии по страту, нам 20-го чудила. Традиции фамилии. И вот таким маштим. А шак мяса. Это бондицы дясты традиционалы. Алци вор петру декор и усын душумя. Куш стрян. Hurjien, Galanești, comună, județul Suceava. De exemplu, astea sunt pielii crude, tratate cu sare, uscate. Prima fază de tratament, dar conservat pe din stare indigenă, cum e jupuită pe animal, pune sare pe ea, se usucă, se păstrează mai bine uscată. Deci din starea asta, pun la înmuiat în vasul ăsta, în hașcă. Hașcă, le înmui cu apă călduță, cu detergent un pic, să grăbească înmuiatul. După aia se înmuie și se poate decarna la mașina asta de carmin. Se pot vedea piele. Da, după ce le decarnează aici, le pun din nou la spălat. Îi scot la uscat. Este timpul de odihnă. Bofu, capra, sau. Așa vin puse, știți? Mă refer care vin scoase de acolo. După aia, să vă arăt cum îngheleam pe uscat. S-au uscat și acum ele s-au întărit. Le bag la... bag la butoi să moaie. Nu au vălcuit. Mai dau lumea. Le pun aici la vălcuit, vreo 3 ore. De la mașina de ras întins, altă zi merge în butoi cu degresatul, în altă zi vin scoase și iarăși trase la mașina de ras întins, altă zi vin velurate și apoi vin făcute finisajele astea la lână. Tuns, pieptănat, călcat.
Mașina cu cuțite. E o mașină cu scafe mai multe. Și pe le trage din starea care era uscat. Ras întins se cheamă. Le trage. Trase toate pe ele și se bag la degresat înapoi cu rumeguș, de fapt uscat și cu neofalină. Merg 6 ore, după care 2 ore la scuturat, se scută rumegușul și vin iarăși trase aici. După aceea se face velurul, se velurează. Pregătită pentru thank you.
Asta e mașină. Mașină de calcat. Vizitare dungile astea, 6 dreapte. Rezidență în interior și sunt fierbinte. Asta e la finisaj, deci la lână. Mai băgăm mașina de captanat, știți? Yeah, that's right.